Salut, stimați prieteni! Azi din nou am hotărât să fac un video și m-am gândit eu, pentru că, după cum am spus data trecută, timpul e cam rece afară și afară, dar nu prea pot filma. Și mă stără mai mult să filmez prin casă. Și atunci, stând în casă ieri toată ziua, azi este duminică la noi, am hotărât să vorbim despre istorie. Pentru că eu sunt amator de istorie, mai ales istoria moldovenilor, istoria românilor, istoria Uniunii Sovietice. Eu cunosc ceva dintre acest domeniu și vreau să vorbim pe tema asta. Ce vreau eu să povestesc azi? Astăzi noi vom... Eu sunt colecționer de scrisori. Iată, aici am un chemadan plin, o valiză plină cu scrisori, cu felicitări din trecut. Adică scrisori primite de la diferite persoane, la neamuri, pe adresa mea. Sunt scrisori care au 25 de ani, 30, 40, poate și 45 de ani. Am felicitări din 40, 50, poate și 50 de ani în urmă. Nu știu, am să mă uit, am să verificăm împreună dacă veți privi acest video. Voi citi câteva secvențe din scrisori, din felicitări. Eu voi vorbi, sigur, cum aș trebui să vorbesc mai curat în limba română, pentru că la mine spectatorii mei și abonați sunt mai mulți de origine română. Știu bine că privesc tare mulți abonați mei, sunt majoritate din România și din Republica Moldova, dar sunt și din străinătate o grămadă care locuiesc acum în diferite țări europene care cunosc limba. Cu păreri de rău, în limba rusă eu tot pot vorbi, dar nu voi vorbi pentru că eu fac pentru oameni care cunosc limba română. Eu știu că tare mulți moldoveni sunt care vorbesc, au video, canale în limba rusă, dar eu, ne căutând că am făcut și armata în Rusia 2 ani de zile, vorbim prin anii 80 foarte bine limba rusă, dar de prin anii 90 și mă stără să vorbesc mai mult în limba română și cam puține cuvinte care nu le vorbesc corect și nu vreau să mă dau de gol. Și de atâta mă stără să vorbesc. Dar oricum, în vocabularul meu, câteodată folosesc și limba rusă. Nu acolo câte un cuvânt. Dacă cineva nu înțelege, puteți să-mi scrieți mesaj și a să vă lămuresc ce înseamnă cuvântul acela. Am să folosesc, sigur, și cuvinte rusești, care eu nu le cunosc în limba română. Și eu cred că a să înțelegeți. Vă doresc la toți o vizionare plăcută și, în sfârșit, nu uitați să puneți like. Cui e plăcut, like-ul e cel mai principal. Și să apăsați pe clopoțel. Asta e tot important. Vă doresc încă o dată vizionare plăcută și pe curând. Bine, ăsta este ciomadanul meu care are undeva la 50 de ani. Am uși poate mă uita undeva și voi spune precis câți ani are acest ciomadan. Adică în limba rusă, cum am spus, că am să spun câteva cuvinte în limba rusă. Sau mai zici în limba română valiză. Iată așa înainte. Am avut mai multe, dar n-am înlețineat și le-am zvârlit. Aici este încă ciomadanul ăsta de la părinți, nu mai țin minte a cui din familia mea. Și iată, eu aici păstrez toate scrisoarele, toată arhiva. Mai am eu într-un loc unde păstrez, am un safeu, unde păstrez eu toate documentele și scrisoarele și felicitările. Dar majoritatea e că aici este loc bun. Și iată, uitați-vă și valiza am eu, care are undeva peste 50 de ani. Uitați-vă mai de aproape. Vedeți că e plin cu scrisori. Iată mai de aproape. Iată, vedeți. Aici la noi sunt actorii cinematografiei rusești, Uniunii Sovietice. Aici, ultimii ani, l-a folosit sora mea, care ea a vrut să ducă cândva să învețe la actorie. Și nu s-a mai dus la actorii, s-a dus la alte specialitate. Și iată, e colecționa fotografii a actorilor care aparțineau de la Uniunii Sovietice. Astea sunt câțiva. Și acum trecem la scrisori și felicitări de unde am primit și cam ce scrie eu prin anii aceia, care acum a venit veacul 21, care se folosesc astăzi din internet, se felicit prin internet, nu prin felicitări și nu scriu scrisori unul la altul. Și iată, vreau să vă demonstrez că
scrisorile astea, felicitările, sunt păstrate la mine de tare mulți ani. Desigur că pe dânsele pe toate nu-i scris din ce an, dar sunt multe care e scris și eu voi arăta scrisori vechi, adică am începem de la felicitări. Felicitări care noi ne felicitam unul pe altul, cred că știți toți frații din România la fel așa făceau, se felicitau prin felicitări. Și inclusiv am o grămadă de felicitări de prin anii 90 care am primit de la prietenii mei din România. Pe scurt, voi povesti despre de unde s-au luat așa felicitări. Eu, prin 1992, am făcut câteva anunțuri în câteva ziare românești, unde am hotărât să sprietinesc cu frații români din România. După anunțul, dar ziarul era românesc, m-am adresat la mai multe ziare românești, am făcut un anunț așa scurt, unde doresc să am articole acolo care am scris în cartea mea, unde am scris că hotărăsc să fac prietenie cu frații români și au început să vie o grămadă de scrisori și asta au durat undeva până 1998 undeva, cam așa dacă mi-aduc aminte, prin 98-99 deja, dar nu mai primeam scrisori. Prin 2000 a apărut internetul, îmi pare mie că, și am început oamenii, cred că, să nu scrie. Și eu, într-acel anunț, am găsit doi prieteni adevărați care ei au fost la mine și eu la dânsă. Restul, eu cu alți prieteni, sute de prieteni, eu corespundeam prin scrisori și prin felicitări. La fiecare sărbătoare de anul nou, de Crăciun, alte sărbători acolo, religioase, noi ne felicitam unul pe altul cu frații români. Și inclusiv am aici felicitări care de pe timpul Uniunii Sovietice, foarte vechi, eu voi arăta și voi citi câteva felicitări din trânsele ca să fiți că e tot original, nu e alcătuit de mine, nu e făcut show. Urmăriți mai departe felicitări. Iată câteva felicitări, iată-le, vedeți, iată așa arată, iată așa felicitări. Aici, iată, am undeva, eu nu știu câte, aici am uștesele număr și am să vă spun. Aici, poate ele nu sunt chiar toate, dar am uștesele număr și am să vă spun câte. Iată așa, te-am cu asta, eu am să le răsfoiesc, câteva din trânsle am să citesc, care mai interesante, voi citi mesajurile lor de felicitare și voi spune cam de unde le-am primit eu. Iată, de pildă, felicitarea asta, o vedeți? Iată, voi. Asta e cu sărbătorile de iarnă. Am fost trimisă mie, familia mea, din România, din județul Galați, România. Și scrie, cu ocazia Sfintei Sărbători de Iarnă, vă doresc la mulți ani, sărbători fericite. Și familia Domnului. Și chiar și adresa, iată, ai scris chiar și adresa de unde mi-a trimis. Asta după ce am făcut anunțul în ziar. Acum mergem mai departe. Sărbători fericite, iată alta, nu eu am să le aleg acel care este din România de o parte și acel care mai vechi din Uniunea Sovietică de o parte. Am ușa să fac răsortirovcă. De la frații mei români, le-am numărat, iată acum pe estea, sunt undeva la 70 de felicitări care le-am găsit eu prin arhiva mea, dar eu cred că sunt mai multe, undeva eu socotem că undeva sunt la 100 de bucăți. Astea felicitări toate sunt din România. Și iată o deschid prima, cu ocazia Crăciunului sau de anul nou. Iată, de pildă, am primit așa. Dragă Ioane, nu citesc textul, numai vă spun de unde și de la cine. Dacă e scris mai clar, eu vă citesc. Și cu sărbătorile mă felicită și scrie, te îmbrățișez și te sărut fratele tău Mihai. Asta e de la un prieten de meu, care este... Ne-a luat verișor, ne-a luat frate de cruci, el locuia, cel puțin înainte, locuia la București. Am fost de vreo 4-5 ori la dânsul. Acum nu am informații despre dânsul. O altă felicitare tot de Crăciun, repede muș. Eu sigur că prea mult vorbesc, dar am să fac montaj și a să fie mai puțin. N-a să fie video așa de lung. Iată alta, frate român scrie. Tot cu sărbătorile de iarnă m-a felicit un prieten care îi spune Daniel Puhață, el era cel puțin atunci medic în România, care locuia atunci în Târgoviște. Eu acum mă uit pe internet, pe Facebook, dacă îl găsesc, îi scriu și începem astea.
începem să consultăm, să ne înscrim unul la altul. Felicitarea asta este din 1994. Iată, uitați-vă. 1994. Foarte vechi. Mergem mai departe. O altă felicitare cu ocazia de Paște. Iată așa, felicitare mi-a trimis un prieten. Am uși mă uit de unde. De unde. Tot de la DNL Puhoață, medicul ăsta din Târgoviște. O altă. Iată o altă scrisoare. O felicitare din Bacău. Mergem mai departe. Mai departe. Scrie în carte. Asta este de la prietenul meu, frate, fratele meu Ion. Din tot sufletul te felicit cu sfântele sărbători a Crăciunului. La mulți ani îți doresc. Mihai. Aici e Mihai Popescu, prietenul meu cel mai bun, care acum o corespondesc prin Facebook. L-a invitat la mine din nou. El a fost de vreo 4-5 ori la mine. Eu la fel la dânsul am fost. El locuia atunci în București. Felicitarea este trimisă din 2001. Iată, uitați-vă. Din 2001. Este așa ceva, da? Mergem mai departe. Asta e o cartelă tot din România. Tot vechi. Mi-a trimis-o tot cineva din prieteni. Mergem mai departe cu ocazia. Asta e de la dragă prieteni. Din localitatea Podcova. Îi trimis felicitare din 1995. De o doamnă, Jana îi spune. Nu mai țin minte, iată așa, felicitare mi-a trimis. Asta sunt mai mult, ele, eu numai câte una vă spun. Asta este tot de Crăciun, o felicitare. Este de la un prieten din America, din New York. Un român stabilit de 25, atunci asta scrisoare, felicitare, eu am primit în 2000... unde e scris aici, în 2004, dacă nu mă greșesc, eu am corespondant, mai târziu el a fost la mine ospiție. Așa, mergem mai departe. O altă felicitare de Paște, iată așa, felicitare. Iată așa, felicitare. E trimisă cu drag Cristian Mihai București, din București, de la un prieten din București care corespondam pe înscrisoare. Mergem mai departe. Asta cred că de Crăciun, o felicitare, iată așa, este trimisă tot cu sărbătorile de iarnă, de la Mihai Zamfir, prietenul meu, cel mai bun, frate de cruci din București, care a fost tare de multe ori la mine în ospiție și eu la fel la dânsul. O altă felicitare cu o clădire, cred că din orașul București, iată așa o clădire frumoasă. Tot m-a felicitat pe adresa mea, Daniel Pohoață, medicul din Târgoviște, care îl caut acum pe internet și eu sper să-l găsesc. O altă felicitare, tot cu sărbătorile de iarnă, iată așa, felicitare frumoasă. Este de la, din România, din aprilie 1993, de la, mai pe urmă să mă uit, de la o doamnă, îmi pare că. Alt felicitare cu imagini din România, foarte frumoasă, este de la, este trimis în 1995. Foarte frumos loc, care eu am fost acolo. România, o altă tot din România, tot la o prietenă din. Aici scrie cu prietenie fratelui Ion Podcova. O doamnă, asta e o doamnă. Mergem mai departe. Aici nu e scris. S-a scris, aici e scris. Aha, asta felicitare. Este trimisă din America. Iată aici vă citesc ca să vă convingeți. Este trimisă de la Daniel Puhoață. De la Daniel, nu Daniel. Teofil Capota, prietenul meu din New York, care mi-a trimis și a fost la mine ospiție cu ocazia sărbătorii de iarnă la fel. Iată așa el scrie. E scris în limba română, că eu și în engleză. Așa, mergem mai departe încă. O altă felicitare de anul nou. Iată așa. Repede mergem. Tot de la
Daniel Teofil Capota, tot din New York, iată așa scrisul lui. Nu știu dacă mai trăiește el, pentru că el era în vârstă. Este din Uniunea Sovietică. Iată o imagine tot la cineva am primit din România. Nu știu unde e asta. Tot la fel. Ia, salutări tot din România o imagine. Tot cineva din prieteni din România. Aici la fel este cu Iisus Hristos răstignit. Dar la cine? Cred că nu importă. Aici la fel și localitate. La fel este Daniel Pohoață, medicul din Târgoviște, iată, și îmi felicita el în fiecare an. Nu era nicio sărbătoare să nu mă felicite. Iată o altă imagine, tot la cineva am primit în 1977 imaginea asta. Iată-o. Poate cineva cunoaște felicitările astea care mi-au scris mie. Basarabe, Hristos a înviat cu prietenii. Magdalena, din Craiova, în 1995. Iată, uitați-vă, vedeți? 1995. Mi-a trimis, corespundam mult cu o doamnă. Daniel Puhoață, iar medicul din Craiova. Aici iată așa o imagine frumoasă, tot de la cineva din, cu drag, nu știu de unde, nu mai înțeleg aici. Aici, familia din România, cu ocazia unirii, cu ocazia unirii, iată așa sărbătoare, un prieten mi-a trimis. Mergem mai departe, asta nu se vede tot. Podcova, din 1996, așa imagine. La Podcova asta eu în 94 am primit așa felicitare, iată așa, de la cineva din România, nu știu, nu, un domn din România, nu țin minte din ce regiune, dacă așa la fel, tot am primit la cineva, iată aici, București, iată Bucureștiu, imagini vechi. Dacă vedeți, frumos. Tot la o persoană, prieteni din România. Așului. Iată așa frumoasă. Aici cu ce ocazie? Acuși ne uităm. Poate nu nimic este. Daniel Pohoaț. Hristos a înviat. În 1997. Iată cu Daniela asta. Dacă îl găsesc prin Facebook, vă scriu și vă povestesc despre dânsul. Tare bun om. La mulți ani, familie Ion Bălan, Basarabia, la mulți ani, Magdalena Blaga, 1995, iată așa, felicitare, nu știu, un domn dintr-un județ, nu țin minte, nu-i scris, asta e de la Riga Mare, multă sănătate, fericire, la mulți ani, nu știu de unde, nu cunosc, mai departe aici și o felicitare foarte lungă. Asta e felicitare la. Asta e de la. Cu ocazia Crăciunului, iată, uitați-vă. Și frumos scrie, ca un fel de scrisoare. Asta nici nu e scrisoare, trimis, iau și partea asta la fel. Iată, uitați-vă. Aici nu mai am timp să citesc. Foarte frumoasă felicitare, scrisoare. Mai departe. La mulți ani, stimate domnule Ion Bălan. De la cine? Nu știu. București, din București, la mulți ani. La București, la un prieten din București, la fel. Mai departe. Aici tot la Craiova. Iată așa. Iată așa. Felicitare. Din Craiova, la 92. Așa felicitare primeam. Tot de la Madalina, din Craiova. Foarte mult primeam la dânsa și se vede că e stimă și dragoste, România, pentru Artur și Marcela, la mulți ani, dar asta mă tincă pentru Artur și Marcela. Imagine așa frumoasă, tot la un prieten.
Ia uitați-vă aici și felicitare de Crăciun. Și uitați-vă cât scrie. Ia uitați-vă, la mașină. A scris la mașină cât de scris, vă închipiți? Cât răbdare a avut el. Aici Jana, din Podcova, Jana, e ca o imagine sfetică din orașul lor, Podcova sau orășel, ce e acolo, n-au fost niciodată. Aici ai, ia uite câte mărci. Nu știu, nu știu de unde, nu știm de unde, unde e scris, eu vă spun. Și iată felicitările de la noi, din Republica Moldova, care ea cam a felicitat de pildă, eu nu știu, din ce an, încă trăiem în cămin. M-a felicitat cineva și uitați-vă cum scrie aici, scrie căminul în limba rusă. Город Кишинев, улица Патрис Лумумба, 118, общежитие номер 2. Și scrie, дорогой Иван, поздравляю тебя с днем, с Новым годом, желаю тебе счастья, здоровья и успехов в работе. Желаю еще и в этом году привет и шаша моей партии. Суворовский район, Каплана, Молдова. Я тоже фельдштейн. В принципе, что не имею тримаса аста, читаре де ану но, им тримите мия щенева. Я вот, вот это скри. Ваня Мануменск, Ваня, ку графия кириллика, ку указия noului an, 1978, vă închipiți câți ani în urmă, 78. Mă felicit cu ziua de naștere. A, asta o verișoară, da, Palanca, verișoara mea din Palanca, da. Iată, verișoara mea din Palanca, m-a felicitat. Vă închipiți atunci, am unul mai felicit nimeni. Și ia că încă una, ia uite. Asta e felicitarea mea, am ușa să mă aud de la șine. Tot scrie cu chirilică. Te felicit cu ziua armatei sovietice, îți doresc mult sănătate și așa mai departe. Aici de la șinii, Sveta. Oarecare Sveta, nu știu, soția mea sau care, dar nu sunt trebuie. Tot Sveta o cheamă. O altă sovietică. Vania, te felicit cu ziua din 9 mai, ziua biruinței, îți doresc mult sănătate și succes în muncă și realizări în toate. Clava. 1980. Clavă, dar care clavă? Hrenu знаю. 1980. Ia ca așa felicitări prin el. Alta sovietică de asta, sovietică. Ia ca uitați, încă una cu stelul ăsta, atât ce era, mă, socialist. Atât trebuie să dea lui ăsta, lui Slava Armii, Рождённый Октябрем. Ia ca așa eram noi cu socialiștii. Ваня, те фельчит кузила арматии советичи. Ку респект Лена Паланка. Верешуара ме. Яка верешуара ме, ма фельчита атунщ. Ярынкуна, Сережа, те фельчит кузила та динаштри, из дурес мульте санатати, си спор ла лукру кустимы. Мама, тата, Сережа, щи Валентин. Астер ла фамилия мя. Asta la familie, da. Balan. Primește acest cu grafie chirilică. Ia ca uitați-vă. Sunem rojdenia, cu ocazia ziua din asta. Și iată mă felicitau oamenii. Prieteni, este un prieten, se Vase, căpătă. Din armată, Valentin Dubinco, care a fost șeful meu de companie. Și iată că el mi-a trimis, eu nu știu, asta îmi pare nie că asta e trimis pe adresa acasă, la părinți. De armată, că eu... Aici e scris în limba rusă, uvăjaimă Grigorii Dăraftei și Ludmila Dimitrievna, pozdravlea vas și ția sfetei gădavșină, Octiabrskă revoluție, jălai zdorovie. Aha, adică asta e trimăsă de comandantul meu, care acum este prin adnăclasnic, eu corespondesc cu dânsul, are omul 75 de ani undeva, dacă nu mă grijesc, corespondesc cu dânsul, el a trimis la părinți pentru că eu fac armata foarte bine, corect, ascultător, slujesc. Ia că ai scris aici cu Dubinco Valentin. Hura! Mă uitați, vă așa le estimații. Ia că așa. Unde scrie Balan Ion, membru
reprezentant al PPCD, adică Republica Moldova, Consiliul Local de Circumscripție, alegeri locale și mai departe, din 10.07.2005. Adică eu am candidat ca consilier în primăria satului, unde am fost consilier. Pe urmă am găsit alta, unde scrie Republica Observator Național. Iată, uitați-vă așa hârtiuță. Știi că eu de multe ori vă spun că m-am ocupat cu politica, Observator Național. Unde am fost la o secție de votare. Pe urmă alta. Tot Republica Moldova, Republica Moldova, Consiliul Electoral al Circumscripției Trușeni. E ca localitatea mea. Iată așa, unde am fost eu din nou observator. În 2007. Asta e din 2007. Pe urmă altele. Am așa și membru reprezentant al PPCD. Alegerile Parlamentului Republicii Moldova. Iată așa le estimații. Tot am avut. Tot asta în și an. Nu văd eu anul aici, e că e rău că anul nu scrie. Mai departe. Alta, observator național. Acolo scrie membru reprezentant, dar aici observator. Alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 2005. Consiliul Electoral de Circumscripție. Observator național, ia ca așa. Așa. Observator național, tot e mie. Rămân cu un membru reprezentant în 2005. Alegerile Parlamentului Republicii Moldova. Iată așa le estimați, iară. Și încă și-am mai găsit eu din vechituri, dacă vorbim de istorie de vechi, asta nu e chiar vechi, e ca așa la noi, Uniunea Sovietică, era așa bilet. Ne căutați un cine are, iată așa bilet roșu, cu crucea roșie, și scrie așa, Celenski bilet. Celenski bilet. Iată așa înăuntru arată, foarte vechi, și am uși vă spun din și an. Și scrie familia mea, numele, 13 martie 1979, la organizația unde am lucrat, și aici noi plătim un fel de cotizație, iată așa. Aici e scris ceva din SSSR, e scris, și iată biletul ăsta, îi plătim bani în doli, și iată așa biletul unde de din nou. Ia căutați bilet, se vede, da? Și iată înăuntru cum arată biletul, iată așa bilet arată înăuntru, cu ștampielă tot frumos. Familia mea scrie 13 martie, am uși vă spun, 1979, da. Timbru, iată timbru a unii sovieti, frumos, și noi plătim bani. Iată. De scrisoarea asta este primită la Mihai Zamfir din România, pe adresa mea. Din dos scrie adresa și iată așa scrisoarea am primit. Pe urmă, asta nu știu de unde e. O punem deoparte. Iată o altă scrisoare. Iată, uitați-vă. Noi eram în raionul Strășani atunci, acum suntem în municipiul Chișinău. E primită de la România, de la Mihai Zamfir, la prietenul meu. Iată așa. Asta, la fel de la Mihai Zamfir. Asta la fel, am ușit, uităm o scrisoare foarte mare. Tot la Mihai Zamfir, uitați-vă și scrisoare mare. Ia că aici e scris. Dacă uitați-vă Mihai Zamfir, îmi pare că e cu fundul. Aici, ia că pe adresa mea. Noi, iată o altă scrisoare tot, la fel. Tot la Mihai Zamfir. Asta, tot de România. Asta tot de România, nu e scris de unde. Asta e tot din România. România e scris în partea asta sus. Acum nu mai scrie nimic. Asta e vinete. Nicol Marius. Unde este statul? Aha. Asta e scrisoare vinete de la un român din China. El mi-a scris că învață în China și vrea să corespondeze cu mine. Un student învățat la universitate. Mihai Zamfir din București. Asta e din nu știu unii, asta e la Mihai Zamfir din nou, asta e de unii, asta e scris la mașincă, e scris. Asta e vineță din județul Vaslui,
de la județul Vaslui, tot pe adresa mea, uitați-vă cum a scris. E scrisă la mașincă, interesant. Am uitat, scriu la calculator. Diaconul Constantin din județul Olt. Asta e pe unde, asta e. Daniel Dumitru din București. Iată o scrisoare din București. Asta este scrisă de la Daniel Pohoață din Târgoviști, care eu acum îl caut prin internet. Doctorul, de la doctorul e scrisă. Asta de unde e scris, nu știu, România, tot din România, dar nu știu din ce județ, asta la fel din România. Asta e de la Mihai Zamfir. Asta nu știu de unde. Asta e din București, la fel din București, iată așa. Scrisoare, eu pe toate le-am citit. Am sute de scrisori. Asta de unde e scris, nu știu, nu uităm noi. Asta e venită de la redacția Magazin Istoric, era o revistă care eu citeam despre istorie. Iată, timbrele, am primit reviste, o grămadă de timp, nu odată, despre istoria Basarabiei, a rugat. Am scris eu o scrisoare și a venit răspunsul, tot cu carte. Asta e din Dolj, județul Dolj. În toate județele, în București, nu m-am fost și în Pitești. Craiova, asta e de la Craiova, la Madalina, prietena mea. Asta e din Craiova, România. Asta e din România, din fel, la fel la Craiova, tare mulți ani am corespondat cu Magdalena, Plaga, îi zice. Asta e iar o scrisoare. Asta de unde e? Asta de unde e? Jana Petca, România. Județul Olt, tot la o doamnă din județul Olt. Asta la fel de România, nu știu de unde e. Asta e ruptă. Asta la fel o scrisoare foarte mare. La Mihai Zamfir, iată așa scrisoare. Prinem mare, plicuri diferite erau. Asta e din Buzău, județul Buzău, de la Petru, România. Petru, România. Asta e din București. Din București, nu știu la cine. București. Cineva poate cunoaște, vede video meu și s-aduce aminte de mine și puteți să înscriți prin Facebook. Asta e din Buzău, din județul Buzău. Asta e din București și așa mai departe. Acestea sunt o parte de scrisori, sigur că nu sunt toate, nu e timp să vă rețin așa mult, dar ce mai principal v-am arătat, asta o parte din scrisori. Acum vă arăt câteva scrisori care primeam eu din alte colțuri a Uniunii Sovietice. Urmăriți! Iată, aici am găsit câteva felicitări din nou. Dar felicitările este scrise de la noi din Republica Moldova, de rude și de prieteni, și de să vă arăt și felicitări erau, cum îi felicitam. Eu mă refer la acei tineri care nu știu, aici mai în vârstă știu, le interesant, dar ca atare, YouTube-ul se uită mai mult tineretul și eu pentru tineret fac asta. Iată, uitați-vă, aici am de pildă invitații undeva, la nunt, cred că, muș, iată așa invitații, mi-i trimiteau nouă. Mi invitau la anunț, nu pe telefon, și scrie cu grafia chirilică, dar, dacă uitați, grafia chirilică, dar în limba română. Primul, la ora 5 sunt stimat. Stimat Ivania, mi-a spus eu înainte Ivania, vă rugăm frumos să poftiți la nunta noastră, care va avea loc la ora pe data 22 noiembrie 1974, în localul Durlești, strada Mișa Maria. Un prieten m-a invitat la nuntă, iată cu așa invitație. A doilea invitație, iată iar așa invitație. Și tot așa scris, первый тост în limba rusă, la ora 10. Уважаемый Ваня, мы будем рады видеть вас на нашем свадебном вечере, который состоится 7 мая 1977 года по адресу Калерарский район, сату Женя Вася. Am fost invitat la un nunt, uitați-vă, 77, puteți vă închipiți câți ani urm. Am fost la nunta asta. Aici câteva scrisori care eu am deja le-am citit, nu nevoie. Și felicitări, și iată, uitați-vă, felicitări. Da, să mă felicită
o fată care spune Natalia, Tiraspol din Tiraspol. Iată așa, felicitări din Tiraspol am primit la o prietenă care mă întâlneam cu dânsa. Am aici cu anul nou, s Novum Godom, în limba rusă, aproape toate erau felicitările. Vania, te felicit. Numai că înăuntru e scris Angela Olesia. Vania, Jenia. Tot în limba rusă. Asta o fetișcană. Asta s Novum Godom, iar cu anul nou. Așa erau felicitări prin chioșcuri. Aici e de la Bindier. La Bindier asta, de la nașul meu. Din nou, acum... De mult nu am văzut. Asta e dnium răjdenia cu ocazie zilei din astea. Frumoase felicitare. Ia să vedem dașinii. Aha, Vania, te felicit cu ocazie zilei din astea. Îți doresc multă, multă sănătate și mare fericire. Cu stimă, Svetlana. Aha, adresa Chișinău, Patris Lumumbă 118, camera 27. Asta e prietena mea, Ciubuc Svetlana. Asta o prietenă care m-am întâlnit cu dânsa, mai nu m-am surat și ea că ea m-a felicitat fata. Soția mea tot Svetlana o cheamă. Asta e cu anul nou, asta e de la nașul meu, asta e cu anul nou de la nașul meu, asta e, uitați-vă, asta e frumos. Vane, asta e. Vane, de la cine? Ia uitați-vă, în 85. După ce am venit de armată, uitați, felicitare frumoasă, vedeți? E scris, iată aici deasupra, felicitare e scrisă, dar nu prea subțiați, nu e om răzdenie. Valea, aaa, de la o iubită de mie, Valea, care o chema. Aici e scrisă de la, asta nu e mie. Nu e mie, s praznicum. S praznicum, da, și praznicum. Asta nu, străini, felicitări străini. Tiraspol. Tiraspol. O felicitare, поздравляю с днем рождения, o felicitare. Am mult vă spun și ani vechi, 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 nu cunoaște nimeni. Felicitarea asta e scrisă în 1955. Asta înseamnă că 65 de ani în urmă. Vedeți? Istoria asta undeva al părinții mei. Ia uitați, felicitarea erau pe anii și asta e tot vechi, o imagine undeva din Caucaz, nu știu de unde e așa vechi. Asta la fel este pur și simplu felicitare cu fotografii, foarte frumoasă, din Uniunea Sovietică. Asta e Serioja. Asta nu e mie, dar oricum eu păstrez. Asta e, asta e mătușa mea, asta felicitări pentru mătușa mea, iată așa, așa felicitări pe timpul în sovieți, care au peste 50 de ani aceste felicitări. Asta la fel tot vechi. Și iată, asta trebuie și e mie. Ia uitați-vă, cu 1 mai. 1 mai. 1 mai. Era sărbătoare la noi. Așa. Asta e dnium răjdenia. Asta e a mătușii mele. Asta tot la fel. Asta erau înainte. Erau cu ziua de naștere negru-alb fotografii. Asta tot în vechi. Ia mă și eu vă spun de ce am fost felicitări astea. Nu văd aici. Ușa mai departe cu timpul. Este totul vechi. Asta trășirea mea. Asta lumătușa mea Eugenia. Asta tot e vechi. Nu vă spun dacă din ce an are felicitare. 6 capici cu asta. Din 1966, ia că uitați-vă și felicitare. 66. Peste 50 de ani. Tot a mătușei. Asta de unde? СССР, Каушанский район. Я очень фельдштарик, и на ниша и зечи. Вец, фумос. Слава. Яка, фельдштарик, тот и на ниша и зечи, пентру матуша. Аста тот, тот и веки, а то уходили академия и Молдова. Тот
trebuie să fie prin anii 50-60. Nu văd eu bine aici. Asta e mie. Asta cu ocazia de anul nou. De la nașul meu. Asta și asta. Ia. Aha. Ia că iară. Приглашение на свадьбу. Invitație la nuntă. Iată așa. Alt fel de formă. Și scrie așa. Вася, уважаемый Вася, приглашаю вас на торжественную церемонию вашему группе. И класс. Я это скисорли, да? Ктива скисорли, он звать читеск, где у него винители. Я как у скисорли, где пилда пи адреса мя, у не тремла урашу Кишинел Пистрада, патрис луму бусты острый, балан Ион. Ден Тула, урашу Тула, унитате милитара, фратели мел. Care acum el e businessman și e director pe companie, unde lucrez și eu. Iată așa scrisoare primeam, i-am arătat vreo două ori. Tare l-o înfuie trăsfie, dar să nu-i vine a crede că el scrie așa scrisoare. Dar cu părere de ghine, așa e. Iată o scrisoare primită pe adresa mea tot în cămin, Goru Cineu Zagrân, la o prietenă. Aici e la fel, o scrisoare veche, tot vreo 35-40 de ani în urmă. Din Chișinău mi-a scris mie în cămin, o fată, o prietenă. Noi trăiam în Chișinău și ne scriem un lau, scrisoare, un tipit și interesant era. Iată la felul din Bindieru scrisoare, aici tot la o prietenă și așa mai departe. Aici ea, aici și asta, nu știu asta și nu știu ce mai departe. De la Bindier la Nașu. Asta e de la Bindier, de la Nașu. Asta e nu știu de unde. Ne uităm mai departe. Asta e de la un prieten de armat pe adresa mea. Căutați-vă și frumos, scrie băietul. Mi-a trimis de armat un prieten, mie scrisoare. N-ați citit și intră însă ca și trebuie 3 ceasuri. Din Tula. Asta nu știu, la, și tot la un prieten din Tula. Care face serviciu militar în Tula, svedică. Asta e lui fratele meu, cunosc. Iată. Fratele meu, uitați-vă ce frumos scrie. E ca așa, din Tula. Din unitate militară. Asta o doi deoparte seretul fratele. Asta tot din Tula de la fratele. Asta tot de la fratele. Asta tot de la fratele. Asta tot de la fratele. Asta se arăt, eu mâine asta le iau și am se arăt asta tot la fratele. Și asta tot la fratele. Aude câte am la fratele. Am el numai noroc de așa gata. Asta tot la fratele. Asta e de la părinții mei, primim mă gămă de scrisori. Părere de rău, ei nu sunt în viață acum. Mama scrie că asta e de la fratele de armată. Asta e de la fratele Valentin de armată iară și asta e tot. La părința asta vine. Asta e scrisoare care nu mă vedem așa. Da, nu avem timp. Iată, aici e scrisoare din România. Sunt aici. Deci tot la un prieten din armată. Ne scriem tare soldați când slujăm. Și iată aici mai departe vă arăt. Ia că este sunt toate plicurile mele. Uitați-vă câte am eu. Uitați-vă aici câte am. Ia uite. Ia uite ce face aici. Încă eu aici trebuie să zic. Am undeva la 800 de scrisori, dacă mă greșesc. Grămadă multe. Și iată așa, viața noastră se deosebește de timpurile cele trecute, după cum vedeți, tot corespondența se petrece prin scrisori, amu, tot prin internet. Ne trimitem scrisori, scriem tot.